Ăla a fost BMW M2. Vechiul BMW M2. Mică, ușoară, agilă, motor non-M, dar o mașină mișto. Iar astăzi avem noul BMW M2. Fun fact, amândouă erau negre, amândouă au trapă și amândouă au ceea ce astăzi nu prea mai vedem pe mașinile moderne. O cutie manuală. Cât de mișto este noul BMW M2, vedem astăzi. Cât de bună este cutia manuală și dacă mai merită să-ți iei, da, merită categoric, adică nu. Dacă vă luați una de asta cu automată, îmi pare rău. Noul BMW M2, ultimul BMW bun, l-au stricat, e frumos, e urât, trage, nu trage, cum se simte? Asta o să vedem în clipul de astăzi. Mașina cu Luci Popa începe. Astăzi suntem la AD Garage, o să mergem la două servisuri AD Garage și o să vorbim cu mecanici despre cutiile de viteză automate. Și primul lucru interesant la cutiile de viteză automate este că ele sunt cutii de viteză, nu cutii de viteze, pentru că ai mai multe trepte de viteză. Deci, astăzi vorbim despre cutiile de viteză automate, ce să faci, ce să nu faci, care sunt bune, care sunt proaste, tips and tricks și așa mai departe. Mă numesc Dobrin Georgescu. Mă numesc Ciobanu Cătălin. Lucrez la GTC de 19 ani. Sunt șef de servis la AD Garage Selenium 97. Mulți spun că nu e bine să schimbi uleiul în cutia de viteză automată pentru că nu trebuie, că e uleiul long life. E adevărat sau nu? E fals. Orice pinion, orice metal pe metal, fricțiune și așa mai departe, există o uzură, da? Uleiul nu există pe viață. E un mit. Din punctul meu de vedere, orice cutie automată trebuie să aibă schimbat uleiul la un anumit interval de timp sau de kilometri, pentru că totuși este un ulei cutie, își pierde proprietățile și cu rulajul și cu trecerea timpului. Mulți posesori de cutie automată o scot din viteză la semafor. Trebuie să o scoatem din viteză la semafor sau e bine să o lăsăm în drive? Este foarte rău. Acum depinde de cutie automată. Cutia automată nu trebuie scoasă din drive când stăm la semafor. Cutia automată are o pompă de ulei. Ea trebuie să împingă continuu ulei pentru a unge pinioane și tot restul, da? Depinde de ce cutie automată posedă mașina. Sunt cutii automate cu convertizor care sunt mult mai robuste și nu necesită așa o pregătire prea vastă în ceea ce privește conducătorul auto și merge lăsată în drive la semafor și sunt cutii robotizate cu dublu ambreiaj care sunt recomandate să fie scoase din viteză la semafor, puse neutră. De exemplu, scoase pot fi DSG-urile, toate robotizatele, toate care funcționează cu ambreiaj, cam toate cutiile automate care sunt mecanizate sau robotizat. Așa se întâmplă și la vale, nu? Când cineva o scoate la vale din viteză, nu se mai unge și nici se mai răcește cutia. Exact, este foarte rău, pentru că pompa de ulei ce face? Unge, plus că trimite uleiul în răcitoarele din față, din radiatoarele din față, da? Dacă noi am făcut chestia asta, uleiul nu mai ajunge acolo de a reci. Automat se încinge și nici ungerea nu mai este 100%. Pe lângă faptul că e dăunător cutiei de viteză la vale să fie scoasă din viteză, pentru că scade presiunea de ulei, exact ce îmi spuneai mai devreme, există și factorul că în momentul în care scoți pe neutral la vale, anulezi frâna de motor, ceea ce nu este ok și nimeni nu recomandă treaba asta. Frâna de motor trebuie folosită la vale, consumul frâna de motor tinzând către zero. Am văzut că la cutia manuală poți, dacă ești în marșarier și nu oprești mașina, să-i dai întâia și o ții din ambreia și pleci cu ea de pe loc. Dar la o cutie automată poți să faci chestia asta? Poți să o treci din drive în marșarier sau în parc când mașina e în mers? Mai repede putem face la o cutie automată, pentru că știe ea, ca să-și facă schimburile de viteze. La o cutie manuală nu se face așa ceva. La cutie automate nici acolo nu este foarte, foarte bine ca să facem lucrul ăsta. Am mai văzut că unii turează motorul neutru și după aia când vor să plece de pe loc, o bagă în drive și ai un anumit șoc. Este sănătos pentru cutia acest lucru? Așa se pleacă cu automată? Nu este sănătos. Astea sunt chestii făcute de oameni care speră să conducă o cutie automată ca pe o cutie manuală și din punctul meu de vedere niciun șoc dat în cutie nu este ok. Trebuie condusă cât mai ok. De unde vine termenul ăsta de hidramată? Ăsta e un termen din bătrâni, hidramat, da, că e hidraulică, da. Da, de aici vine și cuvântul
Ce pică cel mai des la o cutie automată? La cele clasice, cred că cele mai dese probleme sunt pe convertizor și pe blocul de valve, iar la cele cu dublu ambreiaj și robotizate apar probleme pe ambreiaj. La dublu ambreiaj apare problemă foarte des pe volantă, care duce la niște efecte destul de rele, sau dacă nu, la cele cu dublu ambreiaj, mecatronicul face foarte multe probleme. Este mai scump să întreții o cutie automată decât una manuală? Nu neapărat. Puțin costuri, clar, sunt peste. Dacă o întreținem, nu e o problemă. Părerea mea, maxim 60.000 de kilometri timp ulei ar fi perfect. Atunci cutiile manuale, ăsta automate, nu o să ne lase niciodată. Mulți cred că dacă a ajuns apa la 90 de grade, automat uleiul din motor și din cutie sunt și ele la temperatură optimă, dar nu este așa, pentru că uleiul din cutie se încălzește cel mai greu. Când recomand să forțezi o cutie automată? Păi, din punctul ăsta de vedere, temperatura uleiului din cutie nu e direct proporțională cu temperatura lichidului de răcire, de exemplu, și din punctul meu de vedere ar trebui, gen într-o primă fază, în momentul pornirii, să se conducă într-un mod mai lent, mai ușor cutia, după care, nu știu, 15-20 minute de condus, ea cred că poate ajunge la un regim termic conform așteptărilor și să poată fi utilizată cum ar dori conducător. Ce se întâmplă dacă intră apă la o cutie automată? Dacă intră apă în orice cutie este o problemă, dar nu are cum să intre în apă într-o cutie. Tot. Ea este hermetică, tanșet, nu se pune problema. Dintre toate tipurile de cutie automată, CVT, robotizată, dublu ambreiaj, convertizor, așa mai departe, tu pe care ai recomanda-o? Păi ar trebui să fie în funcție de stilul de condus. Dacă îți place să conduci un pic mai agresiv, din punctul meu de vedere, mi-aș alege o cutie cu dublu ambreiaj, un DSG sau o cutie ZF. Dacă mergi pe fiabilitate și este vorba de un condus mult mai lin, aș alege CVT-ul. Care este metoda corectă de a schimba uleiul în cutie, în cutie automată? Prin cădere sau cu presiune cu aparatul? Bine, ar fi cu un aparat prin presiune care împinge și curăță, adică evacuează și uleiul din conducte. Din experiența voastră aici, care sunt cele mai fiabile, cele mai bune cutii automate, care sunt cele mai proaste? Cred că cele mai fiabile sunt cele de la ZF, cele mai puține probleme din ceea ce am auzit eu, iar cele mai proaste sunt robotizatele de la Dacia, din punctul meu de vedere. Ce pică pe robotizatele de la Dacia? Sincer să spun, fac atâtea probleme încât cred că va pica fiecare element de pe cutia robotizată de pe Dacia, de la ambreiaje până la calculator și așa mai departe. Nu prea le recomand și nici nu-mi plac. Și ultima întrebare, din experiența noastră, care este cea mai bună cutie automată? Tot cea cu convertizor de cuplu e cea mai rezistentă și cu puțină mentenanță ele nu au cum să se strice, nu au cum să cadă. Acesta a fost micul nostru moment informativ cu prietenii noștri de la AD Garage. Dacă vreți să mai facem astfel de momente, scrieți în comentarii și la următoarele subiecte voi o să puneți întrebările. Întrerupem programul obișnuit ca să arătăm chestia asta, rușine celor care au făcut acest lucru. Îmi pare rău că există astfel de oameni la noi în țară. Îmi pare rău că pădurile noastre au de suferit din cauza acestor oameni. Eu am curățat pădurea asta acum 2 ani, am făcut o lună, am strâns peste 120 de saci de gunoi din zona aia și din zona asta și acum arată așa. Nu e nicio problemă, tot eu o să fac curățenie, tot eu o să strâng aici pentru că ăsta e locul meu de filmare. Deci, rușine încă o dată. Iată-l, G87, G87, înlocuitorul lui F87 care tocmai a trecut pe lângă noi. M2-ul simplu, clasic, standard, nu twist, nu max, nu extra, nu plus, nu pro max, nu ultra, M2-ul simplu. G87, desenat de către Jose Casas, un tânăr designer mexican. Mașina este făcută în Mexic, este fabricată în Mexic, însă, din ce am văzut, este asamblată mai bine decât multe BMW-uri făcute în Germania. M2 ar trebui să fie cel mai mic produs al diviziei Motorsport și, într-adevăr, este. Însă, nu mai este atât de mic. Mașina asta este mai mare decât E92 M3, dacă vă vine să credeți. Este imensă raportată la dimensiunile de altă dată. E mult mai mare decât 1M sau decât vechiul M2. Iar asta se vede. Mașina cântărește aproape cât un M4, care e cu 20 de cm mai lung și are ampatamentul cam cu 11 cm mai lung. Dar platforma e împărțită între cele două. Pentru că poți să-i numești pe cei de la BMW leneși, dar au luat toată mașina, adică M4, l-au scurtat puțin și a făcut M2-ul, practic seria 2, nu mai este un seria 1 coupe, e un seria 3 compact, să-i spunem așa, mai micuț, un seria 4 compact. Știind că probabil nu o să vândă așa multe și se concentrează pe SUV-uri, pe cum X1, X2, Mini Countryman și așa mai departe, au luat platforma de la seria 3 și au construit seria 2 coupe.
Asta nu e neapărat un lucru rău, pentru că mașina primește motor M adevărat, nu mai este motor N sau B, este motor S, motor de pe M3, chiar dacă e un pic detunat. Aceleași axe, diferențial, practic ăsta este un mini M4. Noul M2 pleacă de la 71.000 de euro cu TVA în România, cam asta e prețul de listă. Dacă o vrei echipată complet, Fulfuleanu Fulfulescu, te duce 94-95.000 de euro, ceea ce e ceva, dar na, prețuri de BMW, plătești, ce să faci. Configurată, așa cum o vedeți aici, e 80.000 de euro și nu vine în standard cu farurile LED adaptive. Proprietarul a trebuit să plătească 666 de euro ca să primească farurile astea adaptive, Adaptive LED, care au un singur bulb în faruri, pentru că este un omagiu adus modelului 2002. De ce 2002 și nu 1500-1602, că e aceeași serie, doar că diferea motorul, înainte se punea motorul înainte? Nu știu să zic de ce 2002, probabil că era versiunea cea mai sportivă, na. Și dă mai bine 2002 decât 1502 sau seria 02. Și aici vedem semnalizările care sunt tot așa cu LED și înlocuiesc luminile de zi. Avem LED-uri și în oglinzi. Dacă în față nu avem faruri de ceață și avem lumini de vreme nasoală integrate direct, aici avem lumini de ceață. Cam așa arată stopurile și cam astea sunt luminile de pe noul BMW M2. Și acum, hai să vorbim despre cum arată. Frumusețea se află în ochii privitorului. Acum, privitorule, vreau să-mi spui cum ți se pare această frumusețe. Seamănă un pic cu seria 6, nu? Cu seria 6 cupe așa vag din anumite unghiuri. Dar hai să vorbim despre cum arată. Nu avem grilele alea de la M3, rinichii alea de la M3, că așa îi numește BMW, rinichi. Emblema BMW M2, grilele orizontale, nu verticale. Avem aici ditamai radiatorul cu ditamai deschiderea și aici se pot strânge pietricele și alte obiecte, deci mare atenție. Prize de aer destul de largi. Nu știu dacă dă mai bine pe negru sau nu dă mai bine pe negru. Oricum, mașina asta are și farurile fumurii care costă în plus, are și shadow line extins care costă 100 de euro în plus. Deci tot ce era negru la tot ce putea fi făcut negru la mașina asta este negru și nu știu cum dă pe cameră chestia asta. Senzorii de parcare și scutul ăsta de cauciuc în fază. Designul la BMW-ul ăsta e cam ca părul unei femei. În unele zile stă bine, în altele zile îi stă rău, dar eu sunt curios de părerea voastră. Ce mă enervează pe mine la mașinile negre este că se pierde din detaliu pe cameră și atunci mai greu de arătat aceste aripe evazate, pragul lățit și aripile evazate din spate. Mașina folosește axele lui M3 și M4, ceea ce înseamnă că a trebuit să lățească mașina cu totul și ca să o lățească a trebuit să-i facă aripile astea și pragul, care aduc aminte de seria 3 E30 M3. O fi de bine, o fi de rău, asta voi spuneți în comentarii. Nu puteau lipsi deja tradiționalele oglinzi BMW prin care poți să bagi mâna, tot cu rol aerodinamic și ele, evident. Capota a trecut și ea pe la sală puțin, dar tot așa nu se văd detaliile pe negru. Mai bine i-ar sta cu un, nu știu, Zandvoort Blue, Toronto Red, ceva mai deschis. Dar nu poți să te vorba aia în gustul omului, dacă lui îi plac mașinile negre să fie mai understated, n-ai ce să-i faci. 80.000 de euro și keyless entry nu vine în standard. Mașina asta nu are keyless entry, proprietarul a uitat să-i pună. Dar măcar se deschid geamurile din cheie și se închide și trapa, dar văd că nu se și deschide, doar se închide. Și dacă vreți și dovadă, uitați, n-are keyless deloc, 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 n-are semnul ăla. Mânerele sunt unele normale, tradiționale, nu prea am ce să le reproșez, dar observăm că nu avem keyless pe mașina asta. N-a fost configurată și nici nu vine în standard, costă câteva sute de euro. Continuăm cu partea estetică și arătăm și antenuța asta frezată, să-i spunem așa, tunsă. Antenuță care este și antenă 5G și poți să ai un eSIM personal cu cartelă 5G și poți să faci un hotspot mobil 5G din mașină la care se pot conecta 10 dispozitive. Deci 4 locuri, 4 telefoane plus 4 tablete și 2 laptopuri. Asta poți să conectezi. Îți dai seama ce birou mobil îți faci cu M2-ul ăsta? Și acum hai să discutăm despre spate. Ce părere aveți voi despre spatele lui M2? Chiar sunt curios. Aileronul a fost pus de proprietar. Se și reflectă emblema BMW în aileron. Asta ca să dai BMW, trebuie mai multe sigle de BMW. Nu poți să te faci de râs așa cu o singură siglă. Stopurile le-ați văzut. Avem reflectoarele astea și senzorul de parcare, care arată ca un lightsaber și iese lightsaberul roșu așa de Darth Vader, că na, Darth Vader era negru cu lightsaberul roșu. Țevile, gurile de evacuare s-au răcit între timp, metalice,
dar se vede și toba pe sub mașină și pseudodifuzorul ăsta, nu știu, niciun caz nu are vreun efect funcțional, e doar estetic, dar e un pic ciudat așa că se vede toba, curge toba din difuzorul ăla. Evident, umerii lați, mașina lățită și din nou, un design care uneori arată bine, uneori arată rău. Am zile în care mor după designul mașinii ăstea, dar după aia când mă uit la F87, care e acolo, nu mai îmi place. Apropo, măcar pe cheie să ai sigla M adevărată, oricum, orice 318 de cu pachete mare, aceeași cheie, dar nu contează, e frumos să ai, plus butonul personalizabil. Pentru prima dată pe M2 avem jante mai mari pe spate și mai mici pe față. Avem 275x35x19 cu Michelin Pilot Sport. De fapt, se spune, teoretic se spune Michelin. Așa se pronunță Michelin corect. Michelin. Și 285-30-020 pe spate. De ce? Cuplu, putere, aderență, tracțiune și așa mai departe. Și acum o să vină propulsiștii și o să spună propulsie, nu tracțiune. Și mașinile de Formula 1 când au probleme în a pune puterea jos, piloții spun și inginerii spun că au nevoie de mai multă tracțiune, că au probleme cu tracțiunea. Tracțiune și propulsie în dex sau aceeași definiție. Tracțiune nu înseamnă a trage, propulsie nu înseamnă a împinge. Mă bucur că am lămurit acest lucru. Jantele astea au costat 205 euro în plus pentru că dimensiunile sunt la fel. Bicolorul ăsta, style 930, bicolor, asta a costat în plus vopseaua în două nuanțe cu diamond cut. Ce trebuie să știți este că la mașina asta jantele sunt turnate. La M2-ul F87 erau forjate. Forjate în general înseamnă că sunt mai ușoare. Să sperăm că și acum tehnologia a avansat atât de mult încât poți să faci jante turnate care să fie mai ușoare decât cele forjate sau la fel de ușoare. Unul din motivele pentru care mașina are jante atât de mari sunt frânele, care sunt imense. Sunt frânele de pe M3, adică 390 mm, 6 pistonașe pe față, discuri ventilate și perforate. Și pe spate 370 mm, discuri ventilate, perforate, un singur pistonaș. Și da, s-a păstrat suspensia de la M3 și M4, double wishbone, un dublu braț pe față din aluminiu și multilink, 5 brațe pe spate, o construcție mixtă aluminiu și oțel, doar că la M-uri este conectată direct de șasiu. Doar că la M-uri este conectată direct la șasiu prin intermediul unor șuruburi ca să rigidizeze. Deci avem rigidizare la subcadru, avem rigidizare sub motor și avem rigidizare aici. Avem niște traverse, o să le vedem la partea de motor. Evident, pentru o astfel de mașină, rigiditatea torsională e foarte importantă ca să poți să lucrezi mai bine cu suspensia, să-i oferi o manevrabilitate mai bună și să nu o faci neapărat rigidă din suspensie. Noul M2, teoretic, ar fi mai confortabil decât vechiul M2, exact același tratament pe care l-au primit M3 și M4. Da, e mai rapidă, da, e mai puternică, dar da, e mai utilizabilă zi de zi și ar trebui să fie mai confortabilă și primim amortizoare adaptive în standard pe noul M2. Nu ai de ales. În schimb, dacă vă vine să credeți, cutia manuală este opțională și ce înseamnă să n-ai keyless? Vreau să vă arăt încă o dată cutia. Dar ai 500 de euro opțional, costă în plus cutia manuală. Aproape 100 de euro pe treaptă. Și asta e un pic ciudat având în vedere că e aceeași cutie de pe M2 vechi. E fix aceeași cutie de pe M2 vechi. Deci la aia trebuia să plătești în plus pentru automată, aici plătești în plus pentru manuală. Oh, how the times have changed. Parcă din unghiul ăsta arată mașină, nu? Pe ce mai dai 80.000 de euro? Mai dai pe niște bare stabilizatoare, evident, mai bune decât la un seria 2 normal. Dai pe distribuția maselor 50-50, deja o tradiție BMW. Și aici, în spate, avem un diferențial controlat electronic M-Active Differential, whatever. Ideea este că se comportă ca un diferențial cu alunecare limitată, doar că este controlat electronic, nu mecanic. Apropo, am uitat să zic, dacă vrei poți să ai etrierele albastre sau roșii. Nu știu cum dă mai bine cu o mașină neagră. Eu zic că roșii. Dacă mai vrei să mai reduci puțin din diferența asta de masă dintre M2 vechi și M2 nou, adică 150 de kg, nu-ți lua trapa, ia-ți plafonul din carbon. Plafonul din carbon care vine la pachet cu scaunele din carbon, deci mașina asta n-are niciuna nici alta, și cu trimurile de carbon de la interior și cu scoaterea limitatorului de viteză până la 285 de km pe oră. Dar dacă vrei o mașină de daily, atunci probabil scaunele alea nu vor fi atât de confortabile. Deci proprietarul a zis, ok, nu vreau race track pack, vreau trapă și scaune, o să vedem care sunt, că și astea sunt scaune, niște scaune opționale, nu sunt scaunele standard, dar da, dacă vrei ca mașina să nu mai cântărească precum un porc înainte de Crăciun, ia-ți pachetul ăla.
Și ca idee, cred că a ieșit puțin mai ieftin proprietarul care a dat mai puțin de 1000 de euro pe trapă decât să dea 14.000 de euro sau cât un Logan cu cutia automată pe pachetul ăla Racetrack. Dacă te dea și 564 de euro pe keyless, era și mai bine. Geamurile fumurii de aici și astea costă 410 euro. Însă probabil cea mai tare dotare sunt senzorii de parcare. Costă 0 euro în plus, dar costă în plus, pentru că vezi, doamne, e posibil să vrei M2 fără senzor de parcare. La 52 de litri rezervorul, nu poți să spui că o să ai autonomie mai mare decât o electrică, dar poți să-i bagi benzină cu 25% etanol și interesant este că avem aici decupajul pentru dieselache. Da, nu există M2 dieselache, deși cred că dacă ar exista, ar fi foarte vândut la noi, însă, evident, fiind făcută pe caroserie de seria 2, a rămas matrița asta pentru toate modelele și atunci când se comandă un diesel, se mai dă o gaură pentru rezervorul de AdBlue. Acum mi-am dat seama că n-avem nici cameră spate. Park Assist-ul mai costa vreo 600 de euro și proprietarul n-a ales chestia asta. Deci nu avem camere, avem doar senzor față-spate. Dar, să-i dăm cezarului și al cezarului, parcă mașina are un look mai clean așa, fără cameră spate. Ce ziceți voi? Ha? Look mai clean la 80.000 de euro sau cameră? Ce alege? Un lucru bun la BMW-urile astea e că sunt mini sedanuri. Înainte erau sedanuri în două uși, acum aveți, doamne, sunt cupeuri că sună mai bine. Și acum sedanurile sunt cupeuri în patru. E ciudat, nu mai contează. 390 de litri volum portbagaj, suficient de util pentru, zic eu, o familie cu un singur copil. 390 de litri, bine compartimentat. Mocheta e ok, mai bună decât la Audi A3, spre exemplu. Și se poate rabata bancheta de aici, din spate, nu se poate rabata din față, dar ai și cotieră în spate, ceea ce e destul de ok. O să vedem. Plus câteva cărlige, nu e nimic special aici și uite, avem panoul de siguranțe în spate, tocmai ca să reușească distribuția aia maselor 50-50. Deschiderea e ok, marginea de încărcare, na, oricum mașina e joasă, deci nu prea contează. E o mașină destul de practică pentru ceva atât de sportiv, adică poți să te duci pe Nürburgring, îți pui aici două căști și niște scaune din alea de pescuit și când nu te dai cu mașina, stai pe scaune și ascuți celelalte mașini. Cam așa se întâmplă pe Nürburgring. Asemenea generației precedente, și modelul actual are direcție asistată electric, Electronic Power Steering. Și da, poți să selectezi între confort și sport. Diametru de bracaj 11,9 metri, măricel, iar garda la sol doar 12 cm. E o mașină destul de joasă, mare atenție! Deschidem și capota Sapphire Black, așa se numește culoarea, și observăm motorașul. De data asta de M adevărat. M2 Competition a primit S55, M2 CS a primit S55, M2-ul vechi a primit N55 și acum avem S58, motorul de pe M3, M4, X3M, X4M și așa mai departe. Măcar nu l-au făcut 4 cilindri cum au făcut cei de la Mercedes. Și cu toate că mașina dezvoltă cu 90 de cai putere mai mult decât M2-ul vechi, tot are un raport putere-greutate mai slab decât M2 CS, care a fost M2-ul suprem din generația trecută. Evident, vor exista și M2-uri Competition și M2-uri CS și așa mai departe. Nu o să scape mașina asta de așa ceva. Să sperăm doar că nu o să-i crească și mai mult greutatea, masa. Fun fact, seria 2-ul normal are serie de șasiu care începe cu 3, 3 fiind codul de țară pentru Mexic, dar M-ul, W, tati, W. S58-ul bazat pe B58, 6 cilindri în linie cu numai puțin de două turbine, însă sunt două turbine legate în paralel. Sunt două turbine monoscroll cu wastegate electric, ăsta e motivul pentru care nu s-au folosit turbine twin scroll. Injecție directă la 350 de bari, bloc aluminiu, chiulasă, aluminiu, dar este printată 3D. S-a recurs la acest lucru pentru a menține o greutate mai redusă. Avem distribuție variabilă Double Vanos atât pe admisie cât și pe evacuare. Avem valvetronic, avem un sistem de răcire destul de interesant cu 3 radiatoare și cooler pentru ulei. Evident, un astfel de motor de performanță se va încinge și va încinge și uleiul, iar uleiul lucrează și el pentru răcirea motorului. Turbinele sunt montate în galeria de evacuare tocmai pentru a avea un răspuns mai bun. Și există chiar și un generator de sunet, să-i spunem așa, montat direct în motor. Ce face acest lucru? Amplifică sunetul de admisie, astfel încât să-i dea un caracter mai puternic motorului. Evacuarea este una cu valve active. Evident, atunci când ești pe modurile sportive, se deschid supapele și mașina sună ceva mai tare. Dar cu toate astea rămâne un motor supraalimentat și cu filtrul de particule, deci să vedem cum este sunetul motorului. La M3 Touring, la M4, sunetul a fost relativ ok. Hai să vedem și la M2 cum este.
Motorul este evident detunat puțin față de un M3 pre-facelift care avea 480 de cai putere. Aici avem 460 de cai putere și 550 Nm, puterea la 6250 și mai e aproape 1000 de ture până să intre limitatorul. Cuplu maxim 2650-5870, o plajă enormă de cuplu, 3200 de rotații pe minut de cuplu maxim și după aceea intră puterea maximă imediat. E un motor forțos, echilibrat, musculos, practic le are pe toate. Performanțele sunt simple, 4,3 până la 100 pentru manuală, 4,1 pentru automată, 250 de km la oră viteza maximă la asta și dacă ar fi avut racetrack pack-ul ăla, atunci viteza maximă ar fi crescut la 285 de km pe oră. Simți 20 în viața reală? Nu le simți, să spun eu. Dar simți când schimbi tu vitezele și ești implicat și e plăcerea aia că faci tu ceva, tu controlezi bestia, nu doar apeși pe o pedală și faci ea totul. E mult mai plăcut să ții tu mașina în ture și să elimini turbolagul pentru că știi tu să faci ceva decât să apeși pe kickdown și să facă mașina totul. Și da, mașina asta la turații joase are un pic de turbolag, o să-l vedem la momentul respectiv. Vechiul model avea niște axle tram, tremura mașina când plecai de pe loc foarte tare din cauza cuplului. E bine, mulți spun că era din cauza faptului că avea un singur suport la diferențial. Acum s-ar putea să aibă doi și atunci n-ar mai trebui să se întâmple fenomenul ăsta. Dar vă dați seama, cutie manuală și un pic de axle tramp era chiar un eveniment. Și asemenea, nu știu, Honda Civic Type-R, Nissan Z sau generația trecută, avem un sistem de auto-rev match, auto-blip, cum vreți să-i spuneți. Ei bine, la generația trecută trebuia să dezactivezi DSC-ul ca să dezactivezi auto-blip-ul. Acum poți să dezactivezi auto-blip-ul, dacă vine un Mercedes, un CLA 45 pre-facelift la 360 de cai, cred că e. Țaca, țaca, paca, paca. Nu sună nici drăcia asta rău. Dar mai frumos sună 6 cilindri în linie. Mă rog, ideea este că poți să dezactivezi autoblipul acum și să ai DSC-ul pornit. Iar asta e un lucru bun, pentru că poți să te distrezi mai mult. Chiar dacă cutia e aceeași. Ne apropiem ușor, ușor către proba de condus, dar trebuie să trecem prin interior. Deci finisajele sunt foarte bune, chiar dacă e făcut în Mexico acest M2. Avem niște ornamente M, niște praguri cu M2, mașina are... Cât are? 3.000 de km? 3.700 de km, dar proprietarul încă nu a scos folia. Materiale mai dure aici jos, nu sunt la fel de bune precum la, nu știu, alte modele, să zicem M3, M4, dar pe aici avem material moale, butoane de BMW, comenzi de BMW, nimic greșit aici și, opa, material foarte moale aici, dar asta voiam să arăt. Sistemul Harman Kardon, care costă 564 de euro, 14 difuzoare, 464 de vați, 9 canale. Eu zic că merită, măcar atât merită mașina asta, dacă nu Harman Kardon. Ok, n-are keyless entry, dar măcar are Harman Kardon. Și buzunarele sunt destul de măricele, încape o doză aici, încape și o sticlă mai mare. Din punct de vedere practic, buzunarele de BMW nu au dus niciodată lipsă, sau mă rog, astea ultimele generații, n-au dus niciodată lipsă de spațiu. Deci, bravo lor din punctul ăsta de vedere. Apropo, și materialele și finisajele, excelente la mașina asta, nu trebuie să... excelente, e mult spus, da, na. Nu poți să ai pe o compactă materiale moi pe aici, nici măcar la 80.000 de euro, dar finisajele și în general materialele sunt excelente. Avem centurile de siguranță M și pentru că mașina este un M 100% adevărat, asemenea lui M5, centurile de siguranță M nu vin în standard și costă 308 euro. Bă, dă-mă, drecu! Da, mă, nu au pus centuri de siguranță M în standard pe M2. Nici pe M2-ul vechi, nici pe M5. Nu aveai centuri de siguranță în standard. Ha, ha! Cine a văzut clipul meu cu M5-ul știe că ăla n-avea centurile de siguranță M specuite și avea centuri de siguranță normale. Deci astea sunt scaunele, care nu sunt scaunele sport standard, da? Nu, astea costă 1000 de euro în plus și sunt scaunele M Sport, cu cele trei culori M. Și sunt curios dacă da, sunt alea cu tetierele electrice, foarte mișto. Arată bine, o să vedem cum stă mâinile puțin mai târziu. Dacă vrei electrice cu memorie, te mai costă 1000 de euro în plus și dacă vrei pielea asta Vernasca, te mai costă 307 euro în plus. Deci 2300 de euro te costă scaunele fix în configurația asta. Decât să dai 14.000 de euro pe scaunele de carbon. Bine, alea într-adevăr sunt scaune de curse și niște scaune foarte mișto, dar nu am văzut mulți care să le bifeze de pe lista de opționale, nici măcar la M4, M3 și așa mai departe.
Deci eu zic că ăsta este un compromis perfect între sportivitate și confort. Rămâne de văzut la proba de condus. Fiind un M, nu putea lipsi pedalierul din aluminiu. Repede, repejor, un shout-out pentru Dick Garage. Toată lumea îl știe pe Dick. Mașina asta a fost cosmetizată la Dick, unul dintre cele mai tari ateliere de detailing din România. Și mai am un shout-out de făcut pentru doamna Corina de la BMW Apan Motors Brăila, de unde mașina asta a fost cumpărată. Doar că, na, Dick a preluat plăcuțele de matriculare, a preluat suporturile. Deci, like pentru Dick, like pentru doamna Corina de la BMW Apan Motors, dânsa a fost suficient de drăguță cât să ne dea seria 5 pentru filmare și o să mai filmăm o mașină cumpărată de la Apan Brăila de la doamna Corina cât de curând. Rămâneți conectați și abonați-vă dacă vă place contentul. Avem și comenzile pentru lumina aici, luminozitatea tabloului de bord, ceea ce e destul de interesant având în vedere că avem două tablete din alea, două Samsunguri de 2 metri în bord. Glumesc, nu sunt Samsunguri, dar sunt mari. Și comenzile pentru lumini aici. E un pic ciudat pentru că ele se sting dacă, nu știu, închizi ușa și vrei să lași contactul pus, mașina nu are contact, e complicat, așa e la BMW-urile noi. Dar, na, atât timp cât mașina merge, farurile și comenzile merg foarte bine. Știu că poate e puțin arsă imaginea, dar work with me, vorba aia. Ia să vedem dacă avem loc în spate. Cam asta este bancheta spate. Nu ai USB-uri în spate. Ce păcat. Ce păcat, bă. Da. Nu spune. Nu, că m-am uitat pe lista de opționale. Nu aveai ce USB-uri să pui în spate. Deci nu. Sau poate puteai. Cotieră. Spațiu la cap. Asta e că era bancheta scoasă. Așa. Deci pot să stai. Eu pot să stau. Că dacă e cineva mai mare decât mine. Da. Parcă era mai mult loc în M2-ul vechi, nu avem, evident, loc central, dar avem guri de ventilație, avem ski hatch, pot să folosesc ski hatch-ul ăsta pe post de cotier, nu avem ce suporturi de pahare să avem, dar avem cârlige pentru hăinuțe. Deci eu o să zicem că aș avea loc în spatele proprietarului, care e mai înalt decât mine, eu am loc, într-adevăr, dar parcă în generația trecută era mai mult loc. Cam așa se vede din unghiul ăsta. Voi ce părere aveți? Avem ISOFIX pentru scaunele de copii, evident, așa cum am văzut și la BRZ. Și dacă vrei să ieși, împingi scaunul în față și ai ieșit. Centurem, 300 de euro. Și dacă tot suntem la capitolul ăsta, hai să vă mai arăt etierele, pentru că, na, dacă ele sunt sculate, vizibilitatea va avea de suferit, dar dacă le apeși, ele coboară. Ia uite, mă, etriere roșii pe ecran. Apropo, mersi, Julie, că mi-ai dat mașina să o filmez. M2-ul de l-ați văzut pe canal, M2-ul vechi a fost tot al lui. Acum mașina e la alt prieten de al nostru, a cumpărat-o de la el și el și-a luat modelul nou în aceeași configurație. Neagră, cu trapă. Ia-i să arătă și trapa. Neagră, cu trapă și manuală. Și ești un erou, Julie, că ți-ai luat BMW cu cutie manuală. Ești eroul meu. Când o să fiu mare, vreau să fiu ca tine. Cam atât, se deschide trapa, e suficientă. Julie e foarte mare fan trape, așa că nu putea să-și ia BMW fără trapă. Și uitați că asta e șmecheria cu contactul. Acum putem să pornim farurile sau putem să le lăsăm iar pe auto. Putem să semnalizăm, putem să facem ce vrem, dar că nu ai contact. Dacă mai apeși o dată pe butonul de start, pentru pregătire de deplasare, apăsați ambreiajul. Deci ți-o pornește direct. Practic ai accesorii și direct pornită. Nu poți să ai contactul deja pus. Nu o să fac asta, dar sunt curios ce se întâmplă dacă îți moare motorul, trece pe contact sau trece pe accesorii, între ghilimele, în poziția asta în care ne aflăm acum. Om trăi și om vedea. Ha? Cum stai pe scaun? Aproape bine. Mi se pare că e lombarul puțin prea agresiv pentru gustul meu. Scaunele de M3 parcă erau un pic mai bine, dar astea sunt M Sport, nu sunt scaunele Sport standard. Greu de zis, trebuie să-mi fac eu poziția la volan și să vedem ce și cum. Ăsta e volanul meu preferat de BMW actual. Actual. Chiar dacă e puțin prea gros pentru gustul meu, cele trei cusături M, care acum au început să fie puse și pe modelele M Performance, nu știu, M850 îmi sare în minte prima dată. Evident, acest slot de M adevărat, că la volanele M Sport n-ai cusăturile și n-ai slotul ăsta, emblema M aici,
butoanele M1, M2, care sunt butoane programabile. Mulți spun că M1 e pentru confort, M2 pentru sport. Nu, sunt programabile, poți să spui ce vrei tu. Pe ele poți fi și identice dacă vrei. Și fără padele, fără padele. Asta este o mega raritate. Dar na, când îți iei manuală, doar nu te aștepți la padele. Avem semnalizare, ceea ce e destul de rar întâlnit pe BMW-uri și asta cred că a costat în plus. Și, evident, butoanele și manetele normale de BMW. Materialele moale, 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 destul de mult piano black, dar de, nu cred că a vrut Julie să schimbe trimurile și îi place cu piano black. Avem lumini ambientale cu verde, avem suporturi de pahare. Aici ar trebui să fie... Nu, că wireless chargerul e aici, la BMW-uri. Ăsta e, da. Wireless chargerul la BMW, USB-ul pentru încărcare, pentru că nu poți să-ți conectezi. Bine, poți să-ți conectezi telefonul, doar că Apple CarPlay la mașina asta este doar wireless. Apple CarPlay și Android doar wireless. Se presupune că vom revedea Apple CarPlay și Android Auto cu fir în BMW-uri pe viitor, dar până atunci ne descurcăm cu ce avem. USB-A pentru conectivitate, dacă vrei să-ți conectezi telefonul fără Bluetooth sau fără wireless, dar na, poți să-l și conectezi, dar să ai și Apple CarPlay wireless, priză de 12V, butoanele acestea, ascultătorile pentru media și climatizare, evident, comenzile pentru climatizare toate sunt în ecran, avem butonul de start, senzor de parcare, start, stop, setup mode, evacuare, evident că evacuarea trebuie să stea deschisă tot timpul, SPO, mă rog, DSC off, Dynamic Stability Control și aici avem controllerul pentru sistemul multimedia iDrive, e iDrive 8 pe asta. iDrive 8. Cotiera nu este imensă, nici nu vrea să fie. Torpedoul este plin. Și materiale moi avem și în partea de jos a bordului, ceea ce este o surpriză plăcută. Aici, în schimb, scuracii, dar cotiera este moale. Asamblarea este top. Nu prea am ce să-i reproșez efectiv. Nu am. Centurile de siguranță nu sunt reglabile pe înălțime, că avem de face cu un BMW. Avem parasolar cu luminiță, dar fiind un BMW, parasolarul nu se extinde. Și nu avem Live Cockpit Professional, pentru că nu avem Head-Up Display, avem Live Cockpit Plus. Acum nu diferă între Live Cockpit Plus și Live Cockpit Professional, nu mai diferă mărimea ecranului. Da? 12,3 inch, aici avem, nu știu dacă avem 10, cred că avem 10,25 inch în tabloul de bord. Apropo, volanul, am uitat să zic, e reglabil manual și are multiple reglaje, să sperăm că găsim o poziție la volan foarte bună. Nu știu dacă vă place sau nu setup-ul ăsta cu ecranele astea două, dar faptul că avem manuală mai îndulcește puțin senzația. Mai trezește spiritul analog old school, așa, din BMW-urile astea noi. Și a făcut cold start-ul, că era oricum destul de cald. Am mai prezentat pe M3, M4, XM, X5, X6M Competition, sistemul ăsta de infotainment cu iDrive 8. Nu o să intrăm foarte mult în pâine, vreau doar să opresc climatizarea și hai să vedem cât de ușor se poate opri climatizarea. Deci oprim AC-ul de aici, da? Și ventilatorul nu poate fi activat în programul de climatizare automat. Să vedem. Cum îi dai? Mergem aici. Dynamic, echilibrat. Na. Te urci prima dată în BMW și vrei să oprești climatizarea. Ce faci? AC off. Meniu climatizare. Am oprit auto și am oprit climatizarea. Deci așa se oprește climatizarea în program automat. Trebuie să scrie auto direct. Și așa se oprește climatizarea. Mă bucur că au simplificat sistemul ăsta de climatizare față de alte modele unde aveai un miliard de butoane și cu toate astea tot e greu să găsești auto. Evident avem scaune încălzite care vin în standard, din fericire vine ceva standard pe mașina asta, deci nu trebuie configurat, ați văzut la episodul meu cu Tiguanul, 60.000 de euro mașina, n-avea scaune încălzite că a uitat să configureze. Ăsta e tabloul de bord, cam așa arată în modul de stradă, dacă trecem în modul sport se schimbă și arată așa. Și dacă o pui în modul track, apropo, M-mode ăsta e doar pentru, doar pentru sistemul de infotainment și pentru tabloul de bord, adică nu e ceva
care schimbă comportamentul mașinii. Dar dacă pui pe track, dispare sistemul de infotainment. Să revenim la road și dacă vrei să schimbi contentul, ia să vedem. Avem accelerometru, afișajele sport cu Nm și kW. Giulio nu și-a pus cai putere. Impresiunea în anvelope cu un M1. Deci se vede că este un M1 din anii 70. Pe motor, temperatură, presiune în turbină, moduri de rulare, hartă, dacă vrei să folosești harta mașinii, indicații, date de călătorie, consum, chestii de genul ăsta. Dacă, ia stai, să vedem computerul de bord, să vedem că ar trebui să se schimbe de aici. Valori de la alimentare, valori din fabrică, valori de la individual, deci arată consumul instant. Când mergeți arată consumul care trebuie. Adică consumul instant la litrile astea de kilometri. Trebuie să mergem în tablou, în semnul de infotainment. MLAP timer să-ți calculezi timpii și asta este contentul. Ce părere aveți voi de ecranul ăsta? Eu, sincer, nu sunt fan. Bun, hai să vedem sistemul de infotainment și o să-l arăt de la rotiță. Deci nu o să-l arătăm de la ecran, că vreau să văd dacă mai merge să folosești toate funcțiile de la rotiță, de la controllerul iDrive, ca să nu apeși pe ecran, se vede mai elegant. Sistemul de infotainment nu prea are lag. Astea sunt widgeturile prin care umblu eu acum. Presiunea în anvelope, motor, modelul meu BMW. Tare asta. Vremea și toate widgeturile de care ai nevoie. Hai să vedem senzorii de parcare, că neavând cameră, avem doar senzori și trebuie să apeși pe ambreiaj. Și acum dacă vrei să intri din nou în meniu, dai back. Și avem media, telefon, navigație, Apple CarPlay, wireless și hai să vedem, aplicații automobil, aplicații infotainment sau toate. Hai să facem aplicații infotainment, după aia aplicații automobil. Și avem așa, Android Auto, Apple CarPlay, radio, Spotify, telefon, sistem de navigație, vremea, news, informații despre țară. Ce, Iohannis președinte, asta e informații despre țară, ia să vedem. Adică limitele de viteză, reguli de circulație și așa mai departe. Ok, și aplicații automobil și avem o grămadă. Analizator M-Drift, adică îți analizează drifturile, dacă faci drifturi. Cum? Spuneți-mi voi mie, cum să nu se scrie glumele astea cu BMW singure când ai analizator de drift? Cum să nu razi 13 copaci cu noul tău M2 când vrei să vezi ce drift ai făcut? MLAP timer pentru timpii de circuit, aici e ok, BMW ID, să-ți conectezi telefonul, să intri în mașină, să vezi cât combustibil ai și așa mai departe. Eu încă mai am cheia de la cinciarul pe care l-am testat în telefon. Dispozitive mobile, asistent personal, setări, nu deranjați, ascundere private, chestii de genul ăsta, setări, protecția datelor, nimic. Iluminat interior, culoare verde, roze. Îl lăsăm pe verde, dar astea sunt culori de fildeș, coral, flamingo. Uite, flamingo îmi place mie. Noaptea se vede flamingo foarte bine. Luminositate, lumină dinamică și așa mai departe. Manual de utilizare, climatizare, connected drive store, ecrane. Ia să vedem ecrane. Display central, panou de bord. Ia. Panou de bord, road, vedeți, M-mode. Ce vă spuneam mai devreme, interval, timp date călătorie, display central, așa mai departe. Live vehicle, n-am intrat în live vehicle, că voiam să vă arăt consumul, că aici sunt toate șmecheriile. Conținut, status automobil, date de călătorie. Ăsta este consumul mașinii de când a fost luată ea de nou, 13,3. Și nu s-a mers foarte tare cu mașina, pentru că s-a ținut cont de rodaj. Portiere și geamuri. Cheia automobilului, sistem automat deschidere geamuri, este practic un sistem prin care mașina memorează unde vrei tu de obicei să deschizi geamul. Status automobil, nivelul ei motor, operațiuni service și așa mai departe. Și dacă dăm pe setup aici, avem modurile de rulare. Motor assist schimb viteză. Asta trebuie să fie neapărat off, ăsta e autoblipul, autoremet, șasiu, direcție, frână și așa mai departe. Și control M traction. Configurare posibilă numai în DSC off. DSC 100% off. Control M traction setup. Și aici poți să-l setezi. Dar să ai DSC off, dar să ai DTC on în funcție de cum vrei tu să fie. Asta e interesant, pentru că poți să ai tracțiune, dar să ai stabilitate. Și apoi poți să configurezi fiecare M1 și M2 în parte. M sound on. E cam cum aș selecta eu, doar că eu aș alege direcția pe confort. O să vedem la proba de condus de ce. Ca să activezi unul din moduri, trebuie să apeși de două ori pe fiecare buton, pentru că dacă apeși o dată, îți cere confirmarea, să nu apeși din greșeală pe M2, să nu mai ai
ESP și să te trezești în copac pentru că ai apăsat-o din greșeală pe buton în timp ce stăteai pe telefon. Gata! Hai să vedem cum se conduce M2-ul nou. Dacă sunteți cu minți, mergem și cu M2-ul vechi. Dacă sunteți cu minți, mai avem un BMW. Ia să vedem cum e mașina. Prima întrebare, e rapidă? Eu zic că e. Și măcar n-a fost blană. Proprietarul m-a rugat să nu o duc în limitare, că încă mai vrea să-i termine rodajul. Dar hai să ne distrăm așa un pic. A5-a, A6-a, la 2000. Ia uite, turbolagul. Exact ca la M3, ca la restul. Da? După ce te duci în cuplu maxim, adică 2600, mașina începe să tragă ca nebuna. Practic n-ai nevoie să-i dai A5-a pentru orice depășire. De la 100 încolo, să-i spunem așa. Poți să-i dai A5-a. Treptele sunt destul de lunguiețe. Mult mai lungi decât la alte mașini cu manuală, BRZ sau alte jucării din astea, MX-5. Poți să faci rev match foarte bine, chiar dacă e dezactivat sistemul de autoblip. Cuplu are din belșug, se simte ca un M3. Cam asta e senzația la prima vedere. Trage pe cuplu. Dar sunetul, bă, parcă suna mai bine M3-ul, mă. Nu știu ce să zic. Dar parcă suna mai bine M3-ul. Hai să facem depășirea asta repede. Ah. Nu pot să spun că e cea mai plăcută cutie manuală, dar oricum o prefer în fața oricărei automate. Și avem și sunetul în boxe pornit acum. Da, trage ca nebun motorul ăsta. E un motor, uneori poate avea caracter, alteori nu. Depinde doar cum îl exploatezi. Nu e un motor urlător care bubuie de personalitate. Puteau să-l facă mai cu caracter așa. De afară nu se aude așa de rău. Dar e puternic, n-ai ce să-i ceri. Puterea are din belșug. Și față de generația trecută are și aderență din belșug. Ea e mai stabilă, are și jante mai late și anvelope mai late și ea mai lată. E mult mai greu să o destabilizezi. Dar uite, suspensia s-a muiat față de BMW, cel puțin față de Competition. E puțin mai moale, mai daily așa, chiar și pe sport cu suspensia. E foarte greu să o destabilizezi față de generația trecută. Foarte greu. Direcția, eu am trecut-o pe confort, am mers cu ea pe sport, dar momentan am trecut-o pe confort. Pentru că nu se întărește artificial așa, nu pare că te lupți cu ea, e mai plăcută pe confort. Oricum n-ai foarte mult feedback în volan, fiind o asistare electrică, dar îmi place pedala de frână, îmi place duritatea ei, îmi place modularea ei. Două M3-uri. Îmi place să mă joc, îmi place să o arunc. Se vede clar că asta este o mașină făcută pentru viteze foarte mari, pentru Nürburgring. Asta e făcută să iei viraje la 200 la oră, viraje largi. Nu e neapărat gândită pentru drumuri astea mici de pădure. Se simte mai mare și mai grea și mai matură și mai confortabilă decât generația trecută. Nu mai e acel bișon jucăuș. Poți să o destabilizezi dacă vrei, dar trebuie să o bruschezi, trebuie să o forțezi, trebuie să o arunci altfel. Și da, se simte un pic cauciucată cutia asta manuală, dar eu sincer o prefer oricărei automate. Da, ok. E mult mai ușor să o conduci o automată. Da. Poate că schimbă mai repede. Și sigur schimbă mai repede ZF-ul 8 HPP DPM-uri decât asta. Dar părerea mea e că dacă vrei totuși să te distrezi, dacă vrei ca mașina asta să valoreze mai mult în timp, trebuie să iei manuala. Și ce mă stresează pe mine e că are un pic de turbo lag la plecarea de pe loc așa. Spre exemplu, uite, acum. Și până pleacă durează ceva.
Da, e fun, n-am ce zice. E demențială mașina. Și nu se simte masa, nu se simte greutatea de 1700 de kg. Cum nici la N3 nu se simțea de altfel. Dar acolo era altă șmecherie, că era X-Drive, cea pe care am condus-o. Și X4 de la am condus, tot X-Drive era. Mai ușor de stors untul din ea, să-i spunem așa. Mai ușor, așa, mai... Hopa, nebuno. Dă să plece o țără. O simți. A 5-a. Și poți să faci heel and toe, a mers. Mi-a ieșit cu, mi-e cu greu heel and toe-urile, dar la astea poți. Poziția e, poziția pedalei de frână e bun, bine pusă. Mai greu să frânezi cu stânga la asta. Dacă ai avea una automată, probabil ar fi mai ușor să frânezi cu stânga. Dar la asta nu e așa de ușor. În schimb, e foarte ușor să faci rev match. Ambreiajul se simte destul de dur, dar e exact cum ar trebui să fie. Cutiile astea de BMW nu se simt bine în traficul normal, dar du-o pe aici, într-o zonă din asta. Ia să vedem, suntem într-a patra, a treia. Intrăm în viraj, nu simțim prea mult ce se întâmplă cu puntea față, dar na, ai peste 4 S-uri, care sunt cele mai bune anvelope. Uite, și acum ar fi trebuit să-i dau a doua și să ies în putere, dar am avut un pic de turbolag și pentru că anvelopele sunt mega aderente, mașina n-a dat să fugă deloc. De, e o sabie cu două tăișuri. E un pic de muncă cu ea, adică nu e genul ăla de mașină care să zici că e ușor de condus tare, niciun caz. Da, e plăcută și nu se simte masa. Și cât timp încă mai sunt disponibile astfel de mașini, eu zic că ar trebui să ne bucurăm. Seamănă foarte mult cu M4 la condus, dar manuala o diferențiază foarte mult. Mai mult decât mă așteptam. Se vede că manuala a fost a doua opțiune la mașina asta. Nu se împacă cu toată electronica și cu tot sunetul. Scurtă și cu M2-ul vechi, care e altă mâncare de pește. Oho, volanul e un pic mai subțire, motorul răspunde un pic mai bine, chiar dacă se simte că n-are forța lui S58, dar se simte mai, instant se simte mai mică, nu neapărat mai ușoară sau mai altceva, pur și simplu simte mai mai jucăușă, mai pe stilul meu, că unora o să le placă M8-ul mai mult. Mie îmi place asta mai mult. Cutia se vede că asta a fost folosită mai mult, dar în rest cred că e cam aceeași. Oho, imediat fuge. Uite M-urile, M3-urile și M4-urile. Wow! Wow, ce jucărie! Ambreiajul e un pic mai ușor. Cutia tot cam aia, e tot un pic de... tot un pic cauciucată e. Opa! Direcția e mai... mai moartă decât la asta nouă. Dar și volanul e mai subțire. Parcă și suspensia e mai bună la asta. La aia simțeai mult mai mult. Cumva reculul la amortizoare era mai rapid. Asta e mai bărcuță așa, dar se simte mai rigidă. E ciudat. Bine, asta n-are amortizoare adaptive, da? Ia să vedem. Asta trage un pic mai bine de jos. Un pic, nu mult. Altfel și pedala de frână,
Se vede că e mai matură puțin. Asta e mai sălbatică, mai... Un pic mai distractivă asta. Un pic mai distractivă. Nu știu dacă e la fel de precisă, dar nu trebuie să fie. What? Și în 55 ăsta are forță. Are forță cam peste, cam în toată plaja. Ia să vedem pe dâmb. Decent. Și acum mai să întoarcem. Trage și asta. Trage. Asta înseamnă BMW. Opa! Are cuplu. Asta are cuplu mai mult de jos. Fiind mai îngustă, parcă pot să o manevrez mai bine, să o poziționez mai bine. E interesant să o conduci pe asta pe cuplu așa, parcă are o plajă mai... neapărat mai largă, dar... mai bogată, ia să vedem, uite, a 6-a la 2000. Ia să vedem, plană. Asta pleacă mai din tun decât aia. Chiar dacă cutia e aceeași, rapoartele s-ar putea să fie un pic mai scurte la asta. Oricum, un BMW M, oricare ar fi el, e o bucurie, mai ales la viteze mari. Pentru că suspensia lucrează foarte bine și te ține pe asfalt. La viteze mici sunt ele nervoase, că la viteze mari, ele sunt mega stabile. Mega, mega stabile. Se comportă ca și când ar avea ampatamente mai mari, mai ales astea micuțe. Bam. Ia, hai să deschidem un pic. M2-ul a început să păcăne după ce... după ce l-am încins. Ăsta păcăne oricum, ia. Nu știu dacă se aude sau nu. Acum. Ce frumos se aude. Ne vedem noi peste X ani când o să plângem după astea. Dacă îi pui evacuare la S58, ți-aude bombă. Momentan n-are. Testul de sunet îl câștigă cealaltă. M4 Comp, M3 Touring, RVD 435. Da. F87, G87, două M-uri. Probabil că trebuie să ne bucurăm de ambele, pentru că nu prea vom mai vedea mașini de genul ăsta cu Uniunea Europeană și cu toată electrificarea asta. N55, S58, se vede diferența de mărime dintre ele, pentru că ăsta e un M4 mai mic și ăsta este un M2 adevărat. Uite, acum puse una lângă alta, puteți să-mi spuneți care vă place mai mult. Mulțumesc pentru atenție. Eu îl prefer pe ăsta, dar nici ăsta nu e rău, se simte ca un M4 mai mic. Asta nu e neapărat un lucru rău, doar că ai nevoie de spații largi, ai nevoie de viteze mari, ca să o conduci pe asta mai mult decât pe asta. E greu. N-ar trebui să le criticăm, pentru că nu o să mai prindem mașini de genul ăsta. Trebuie să ne bucurăm de ele cât mai putem. Două mașini extraordinare. Ne vedem în comentarii. Mulțumesc pentru atenție. Un subscribe m-ar ajuta foarte mult. Ne vedem data viitoare. Spuneți în comentarii care vă place mai mult. Mașini cu Lucipopa se încheie!